Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Anelia Pescaru și vă propun o întâlnire mai specială în această seară în studioul Mix TV, în sensul că revine alături de noi, după o mică absență, o doamnă care acum 2 ani a reprezentat o premieră, cumva, nu numai în zona Brașovului. A fost prima femeie președintă de Consiliul Județean. E drept, o perioadă scurtă, o perioadă care a fost determinată de contextul politico-juridic de atunci, dar a fost președintă de Consiliul Județean și în această scurtă perioadă a demonstrat că uneori o mână de femeie la casa omului se simte. O altă abordare, o altă atitudine. Revine alături de noi Mariana Căju. Bună seara, doamnă! Bun revenit! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Ce mai faceți? Mulțumesc bine! Vă e dor de politică? Pentru că ați plecat cumva supărat atunci. Nu foarte tare. Urmăresc îndeaproape ce se întâmplă. Sau de fapt n-ați prea plecat. Public. N-am prea plecat. Am plecat oarecum forțat. Adevărat. Nu aveam alternative. Am povestit la vremea respectivă motivele care au dus la această decizie, după care o vreme n-am mai auzit de Mariana Căju, pentru că în ultima vreme să citim foarte multe știri din Făgăraș și una mi-a atras atenția și chiar am spus wow, Făgărașul are în acest moment un proiect concret de spital nou, 6 etaje, spital clinic de urgență. Ce se întâmplă la Făgăraș? Și Mariana Căju este președinta Consiliului de Administrație de acolo. Sunt de un an și 3 luni la Făgăraș deja. A fost un refugiu în munți, așa, după modelul de altă dată. Mișcarea de rezistență a fost în Făgăraș. A fost o întâmplare faptul că am acceptat să președinția Consiliului de Administrație a Spitalului Municipal din Făgăraș. A urmat o perioadă după ieșirea mea din PNL, în care destul de grea, în care dureroasă, e adevărat, am depășit traumele, dar timpul nu-mi permite acum să mă gândesc la acest lucru. Spuneam la Făgăraș o nouă provocare, un nou început. M-am ocupat în principal în acest an. Continuând, era domeniul meu făcut la de activitate, da. Am găsit un spital cu multe probleme și cred eu că deja am reușit într-un an de zile să conturăm câteva proiecte foarte importante pentru Făgăraș, unde o populație de 100.000 de locuitori folosesc serviciile acestui spital și care, în momentul în care eu am ajuns acolo, nu aveau acces nici la un computer tomograf pe o rază de 80 de kilometri. Veneau la Brașov pentru orice analiză. Sunt probleme, sunt multe probleme la Făgăraș, dar încercăm să le rezolvăm. Totuși se spune că nimic nu e întâmplător în viață, deci faptul că ați ajuns la Făgăraș și că puteți demonstra acolo niște lucruri, cred că poate fi de bun augur pentru Mariana Căju. Eu, în momentul în care am ieșit și din politică și din viața publică administrativă a județului, am insistat pe aceste aspecte din domeniul sănătății. La acel moment nimeni nu a vrut să audă, să asculte. Bun, vreau mult să audă și să asculte și aveau mulți nevoie, dar... Acum, important este ca, așa cum spuneam la emisiunea dumneavoastră acum 2 ani, să ne ocupăm de proiectele județului și fiecare dintre noi să încerce să-și aducă contribuția. Eu o fac acest lucru la Făgăraș. Bun, și ați început cu niște mutări spectaculoase, s-au făcut achiziții, centrul de dializă funcționează, veneau la Brașov bolnavii pentru și dializă. Vom dezvolta în continuare acest centru. În anul care urmează intenționăm să reabilităm și încă o parte a centrului de dializă, încă o parte a clădirii. Și să aducem 30 de bolnavi mai sunt, arondații Spitalului Municipal Făgăraș, care vin la Brașov în acest moment. Noi tratăm deja 25 de pacienți. O să facem acest lucru în anul care urmează. Mutăm pediatria la Făgăraș, care arăta într-un mod absolut incredibil când am ajuns acolo.
Am intrat pe un program național nou de terapie intensivă. Este singurul spital municipal din țară care a intrat pe acest program național. Am depus proiectul de ambulator. Vom face o policlinică nouă, modernă, la Făgăraș. Și de asemenea, spitalul nou, un corp de clădire, unde vor funcționa sălile de operație, sălile de nașteri și laboratoarele. Și o tehnologie de investigație, am înțeles că este foarte performant. Aveți, cel puțin, proiectul sună foarte bine. Da, noi am depus la Compania Națională de Investiții reabilitarea întregului spital și a celorlalte corpuri. În acest moment, cu proiectele pe care le avem în derulare, acoperim cam toate secțiile din spital pentru modernizare totală. De unde ar veni banii? Banii vin din realizările spitalului. Mă bucur că m-ați întrebat acest lucru. Eu, când am ajuns la Făgăraș, spitalul avea o pierdere de 1 milion de lei. În 3 luni de zile am reușit să recuperăm din de contractul... De unde veneau aceste pierderi? Din cheltuieli foarte mari și necontrolate. Justificate sau doar necontrolate? Și necontrolate, mai mult necontrolate. Acum pot să spun că e un management foarte bun. Sunt încântată de realizările managementului Spitalului Municipal Făgăraș, în sensul că anul trecut am reușit să fim primul spital din județul Brașov ca și creștere. A avut o creștere de 8,18%. Noi analizăm împreună cu personalul activitatea celorlalte spitale, încercăm să ne realizăm contractul cu casa și în acest an chiar i-am pus zilele trecute să-mi fac o analiză din datele pe care toate spitalele le transmit către Școala Națională de Sănătate, ca să văd cam cum ne raportăm față de celelalte spitale din județul Brașov și în acest an, și creșterea vom fi deci la creștere sunteți pe primul loc. Da, la Făgăraș va fi o creștere de minim 10% și anul acesta. Eu vreau să arăt prin acest lucru la Făgăraș că toate spitalele au bani suficienți și dacă sunt administrate corect și că pot fi prin investiții, sigur, și ale autorității locale de care aparțin, dar mai ales din veniturile proprii, fără să văduvească pacienții de medicamente sau, eu știu, materiale sanitare, să-și acopere cheltuielile. Au crescut și salariile și în acest an va fi excedent bugetar la spital. Am cheltuit cât sume în plus, câteva milioane, am fi avut un excedent mult mai mare, dar au fost influențele salariale din primele luni ale anului 2018 până la încheierea contractului cu casa, care ne-au afectat un pic excedentul, dar nu foarte mult. La această motivație a dumneavoastră și la acest elan, pe lângă ce aveți în zestrea genetică, vine și ceva din supărarea cu care ați plecat de aici, unde n-ați putut să vă împliniți niște obiective și cumva vă arăt eu vouă în altă parte sau vă arăt că se poate? Vă arăt că se poate. Nu e neapărat supărare, e dorința de a demonstra că ceea ce spuneam în acel moment, chiar dacă nu a fost ascultat de colegii mei, era important și că spitalele au nevoie de atenție din partea autorităților publice locale și a persoanelor care cunosc și poate să se așeze la... Și atenție. Nu doar declarativ și care înțeleg fenomenul. Nu sunt foarte multe persoane în județul Brașov implicate în politică sau în administrație publică care cunosc problemele din sănătate. Bun, și era păcat să nu fie valorizate aceste cunoștințe. Deci vă arăt că se poate. Atunci vă întreb altfel. V-a trecut supărarea pe Adrian Veștea? Am fost supărată. Cânjul Brașov. Am fost supărată nu numai pe Adrian Veștea, sigur că pe el mai mult decât pe ceilalți, pentru că suntem de aceeași vârstă. Ați fost colegi atâta vreme? Da, am fost foarte mulți ani colegi și de la el mă așteptam să facă o evaluare, chiar dacă eu sunt subiectivă, mult mai corectă față de ceilalți factori de decizie. Nu sunt supărată pe nimeni în acest moment. Pentru că sunteți fericită că v-a ieșit pasența la Făgăraș. Da, și
V-am mai spus și în emisiunea trecută, chiar dacă de atunci au trecut 2 ani, că mă interesează să dezvoltăm cât mai multe proiecte în județul Brașov. Până nu mai am supărări politice, nu mai aveți politici supărări. În momentul acesta. E o veste bună sau încă o veste bună. A spus că ați păstrat totuși un ochi pe spitalul județean, pe celelalte spitale din Brașov. Sigur, le urmăresc cu atenție. Cum vi se pare că merg lucrurile, foarte sincer. Cumva dintr-o postură de competitor, sau cum să spunem. Oarecum. Că e o noi complementaritate, acoperim o zonă complementaritate, din județul Brașov. Sigur, poate că va părea părerea mea subiectivă. Evident, eu cred că este și subiectivă. Eu întreb un om care lucrează în domeniu, deci care recunoaște că e subiectiv și care lucrează pe o felie anume. Cred că este nevoie de mai multă implicare. Cred că spitalele mari din Brașov în ultimii 2 ani au reușit să asigure actul medical, dar nu s-au dezvoltat deloc. Maternitatea vă place cum arată? Sigur, am participat și alții înaintea. Acolo ați pritocit ceva. Da, până și la alții urmă înaintea e... mea, și m-aș fi aștepta ca cineva să spună să lucrul ăsta. Aminte, nu de mine, de alții. Mai important ca mine, fără de care acel spital nu s-ar fi modernizat în niciodată. În ani mulți s-a făcut modernizarea aceea, este o bijuterie acum și mă gândeam că poate e și un pic de frustrare, poate e prea mult, dar când tu muncești foarte mult și altcineva vine și taie panica... Îmi dau exemplu tot timpul la Făgăraș. Da. Pe acel, da. Deci este proiect, un soi de, da, de proiect etalon, da, la care vă raportați și eu cred că arată minunat și e un succes important. Ce spuneți de proiectul spitalului nou și de tot? Acum sunteți independentă, nu mai îmi doresc aveți, să se realizeze. Credeți în el și tot noi toți ne dorim și toți avem nevoie. Perioada de implementare pe care o prevăd de cei care sunt implicați, cred că este nerealistă. S-a vorbit de un teren, s-a aprobat acest teren pentru spital, dar după aceea s-a vorbit de o structură și de un studiu de fezabilitate care nu știu când va fi finanțat și apoi spitalul când va fi gata în, la Făgăraș și 4 ani am văzut, spital nou în 4 ani? Maxim 6, eu am spus între 4 și 6 ani vom avea corp nou la Spitalul Municipal Făgăraș, tot spitalul reabilitat, sunt mai multe corpuri, policlinica și toate echipamentele noi. Sperăm de asemenea ca și resursa umană să crească în același ritm, că acolo sunt probleme. Sunt probleme pentru că, sigur, cei mai buni medici e legitim să-și dorească să lucreze în cele mai bune condiții. Nu au mai fost condiții, nu au mai fost nici medici foarte buni. Cum faceți să-i aduceți, să-i țineți, să-i motivați să lucreze acolo? Odată cu mărirea salariilor din primăvara anului 2018, eu cred că problema salarizării este depășită în sistemul sanitar. Deci sunt motivați. Sunt motivați. Moment. Sumele sunt destul de bune, destul de mari, salariile pe care le primesc medicii. Implicarea lor nu este întotdeauna, zic eu, cea corectă. În sensul și la secretarului de stat Raed Arafat a fost destul de... Eu sigur, am puțin politicieni și-au permis că e nepopular. Este nepopular, dar trebuie să se facă o delimitare. Deci medicii trebuie să se hotărască, mai ales cu nou sistem de salarizare, dacă vor să activeze la stat sau la privat. Avem medici, o spun cu tristețe, care pe programul de la spital au program și la clinicile private. Este inadmisibil din punctul meu de vedere și în perioada următoare o să auziți tot, eu voi fi cea antipatică care voi face prima în județul Brașov un asemenea lucru. O să vedeți că voi desconspira medici. Mi-am propus să mă duc să mă programez la medicii noștri din spital șase. Care le au șase. Nu, le dau. Nu, care au program practic care în spital, au program dar... și
primesc pacienți, au program și la clinicile private, spuneam... este inadmisibil, au salarii de peste 16-18 mii de lei și cred că lucrul acesta este nu este adevărat. Este dar Arafat a îndrăznit să spună, nu se poate să lucrezi 3-4 ore în spitalul în care primești, așa cum spuneați dumneavoastră, 16 mii și după aceea să te duci sunt la medici privat. Care primești și 20 de mii și... ci de anatomie patologică și 40.000 de lei net, nu știu câți în țara noastră prime salariu net 40.000 de lei. Și care, după 3-4 ore, nu mai sunt în spital. Da. Cam cât ar trebui să lucreze la acest salariu? Sau ar trebui, spuneți dumneavoastră, să nu renunțe complet la... Nu pot să apreciez, sau n-aș vrea să spun că nu își merită banii, dar fiecare pentru munca depusă trebuie să presteze orele conform contractului. Iar orele sunt 8? 8. Deci 8 ore. Practic ar trebui să găsim un medic și în județean, da? Sau în oricare dintre spitale. De la noi ne-am permis 16. Să mergem cu condică la Făgăraș, în control. Deci sunteți nepopulară? Da, da, din punctul ăsta de vedere. Bun, da. În schimb, toată populația județului. Eu cred că pentru, țării, cred pentru că populația susține. Municipiului Făgăraș nu sunt și a țării Făgărașului nu sunt nepopulară. Ei au văzut schimbări spectaculoase. Și e un nu neapărat, asumat, dar nu e spectaculos? Reale. Am insistat ca ori de câte ori. La un moment dat e spectaculos și să dai cu var dacă era în paragină și să dai o față nouă. Dacă este mai... normal. E mult prea puțin, minimum, sigur. Ca să... da, e mult prea dar puțin. Nu, dar nu accept ca pacientul să fie... să nu fie tratată cum trebuie la Spitalul Făgăraș. De asemenea, am spus public de mai multe ori, nu accept ca medicii să primească bani, să pretindă, nu... lucrurile, din punctul ăsta de vedere, să nu sunt populare în rândul medicilor. La Făgăraș nu accept ca să-și, în afară de partea medicală, pe care sigur că ei trebuie să hotărască cum trebuie să fie echipamentele și ce echipamente trebuie să achiziționăm pentru secțiile respective, și făcuseră un obicei, este un obicei pe care puțini au curajul să-l spună și în celelalte spitale din județul Brașov, ca medicii șefii de secție să dispună firmele de la care să se achiziționeze. Underground, așa lumea vorbește despre aceste lucruri. Vorbește, dar nimeni nu are spune curajul. Public da. Aceste lucruri. Eu la Făgăraș am fost categorică și recunosc acest lucru, nu concep ca să se... Este un proces mai greoi, dar... E o practică profund nesănătoasă și cu repercursiuni da, dramatice. Și este în toate spitalele. Pacienților din România, pentru că este o practică. Deci cumva vreți să faceți din Făgăraș un exemplu de bună practică și după aceea ceva gen priviți la noi... Și din punct de vedere economic. Poate. Asta și pentru că ați făcut echipă cu Gheorghe Sucaciu, cu primarul independent, da. Cumva vă unește... Sunt reprezentantul primarului în Consiliul de Administrație al spitalului. Vă unește această provocare, înțeleg da, suntem că... o echipă da. Formată din doi oameni, un mic partid de independenți, care și-au propus ca Făgărașul să aibă o nouă față în următorii ani. Da, și toată țara Făgărașului. Deci colaborarea de la spital a fost extinsă și pe alte proiecte? Sau da, așa, da. Așa ați început un cu spitalul? Un proiect nou acum, în care eu sunt manager de proiect, este microregiunea Țara Făgărașului. Deci județul Făgăraș de altă dată și făgărășenii au rămas cu oful ăla, că ei vreau să fie județ. Nu? Ne-am întins spre Sibiu, sunt 11 localități. Mai spre Sibiu, da? Da, până la Șelimbăr. 11 localități din județul Sibiu sunt parteneri, 16 localități din județul Brașov și cele două consilii județene, Sibiu și Brașov. Care își dă girul pe... Deci 16 din Brașov, cu 11... cei de la Brașov am discutat deja despre acest parteneriat. La sfârșitul lunii am avut întâlnirea cu primarii vinerea trecută la Făgăraș. La sfârșitul lunii... Deci un mic consiliu județean aveți acum. Până la urmă, da. Ați pus un consiliu mai mic, așa? Un consiliu județean luat mai un mic. Un pic din Sibiu, un pic din Brașov. Da, această microregiune de fapt funcționează ca o asociație, o ITIC, pe modelul ITIC Delta Dunării, Investiții Teritoriale Integrate, este un instrument financiar creat de Comisia Europeană, deci practic fondurile le alocă direct Comisia Europeană pentru dezvoltarea teritorială integrată.
Deci înainte de a se face axa aceea Vestului, Alianța Vestului, ați făcut... Da, noi da, pentru că am terminat această strategie, așteptăm cel târziu la sfârșitul lunii ianuarie, din contactele și acordurile pe care le avem, să vină comisarul Corina Crețu la Făgăraș, să se întâlnească cu primarii noștri. Suntem în faza de finalizare a acestei strategii, care trebuie aprobată prin ordonanță de guvern, dar banii vor veni direct de la Comisia Europeană. Este un proiect de o valoare aproximativă de 1,5 miliarde de euro. Și este ce direcție are? Ce vizează? O conectivitate, mediu, sănătate. Deci, practic, un economie. Mic consiliu, da? Deci, cum spuneam, deci chiar mai mare. La sumele acestea vrem să includem și autostrada sau drumul rapid Brașov-Sibiu, ca cele două consilii județene să financeze, dacă până atunci Ministerul Transporturilor sau altcineva nu va finanța acest proiect. Este un proiect extrem de ambițios, cum vă spuneam, cu o valoare foarte mare. Care va dezvolta proiecte integrate, nu numai ale administrației publice locale, dar și private pe domeniile pe care vi le-am amintit. Suntem în faza în care localitățile își fac fișele de date, în sensul că își estimează bugetul. Colaborați bine cu primarii? Partea de Brașov, care sunt localitățile? Până păi, unde Făgăraș, Victoria, Ucea, Viștea, Sâmbăta, Șoarș, Cincu, Părău, Comăna, da, da, da. Deci, până la Șinca, Țara Făgărașului, practic, Cercaia, ceea ce numim noi, da, Mândra. Țara și pe partea cealaltă, la Sibiu, Cârța, Cârțișoara, Vrig, până frumos. La Șelimbăr. Frumos, da. Este o... Deci se conturează un proiect frumușel, așa. Da, toată regiunea ne dorim să fie dezvoltată. Este un... Decizia va aparține cumva comunității locale create în jurul acestor localități, pentru că se va constitui autoritatea de management la nivelul asociației, deci toate ghidurile, proiectele vor fi scrise și vor fi depuse proiectele la noi și vor fi finanțate, deci și monitorizate. Decizia va aparține... Asta e născută tot zona. Din ce n-ați fost lăsată să faceți la Brașov? Vreau să demonstrez că se poate. Deci e o declarație foarte curajoasă. Spuneam că ați fost femeia politiciană așa, într-o vreme în care încă nu era așa frecvent întâlnită în România. Acum avem și premier. Și uite, nu v-ați schimbat culoarea părului. Ați îndrăznit să rămâneți pe același blond. Care astăzi este ironizat. Avem femeie primar de București. Avem câteva ministrese, mi se pare că e valorizată femeia, mi se pare că dacă nu prestează corespunzător, riscăm să picăm mai rău. Eu rău am avut întotdeauna această problemă, eu n-am prestat niciodată corespunzător, am prestat exact cum pe mine m-a dus capul și deci mi-am impus întotdeauna punctul de vedere. Canoanele sau... Da. Nu resimt pe unii această... Și ați devenit incomodă. Deci așa rămâneți. Okay, cred că le pare foarte rău am această... Cred că am fost mai câștigată eu din această... Am ieșit mai... Am devenit un partener de discuție. Dacă aș fi rămas colega lor, poate, ca subalternă... O colegă subalternă, asta vreau să spun. Aș fi avut o altă poziție, ar fi fost poate mai util pentru... Deci era mai bine să ai o Mariana Câjiu subordonată conștiincioasă decât o Mariana Câjiu partener, spuneți dumneavoastră, de eu văd puțin și competitor. Acum să vedem partener. Ce ambiții politice pe aveți. Pe zona, pe unde îmi desfășor activitatea, sigur. Dacă... Categoric, deci asta o asumați. Ambiții politice, mă gândesc că e greu să renunți la ceva ce îți place atât de mult. Privesc cu atenție în spațiu public. Da. Nu... Cu nu, dar nu și cu grijorare, și cu sintagmă folosită de președintele Iohannis. Proiectele pe termen mediu sunt susținerea, fac echipă cu primarul din Făgăraș și îl voi susține la alegerile locale. Nu este exclus să rămânem independenți. Nu exclud nici posibilitatea de a candida, dar în niciun caz la alegerile locale. Inima de liberal mai aveți? M-am născut liberală. E greu să renunț. Deci dacă va fi vreodată să mai fie, nu în zona aceea ar fi. Nici alte... Never say never că sunteți politician. Am înțeles.
Ok. Între timp, uite, nici nu mi-am dat seama că au trecut aproape 2 ani de când ne-am întâlnit aici în emisiune. A venit și un doctorat în domeniul informației și securitate națională. Sună sigur, așa. Sună wow! Sigur, el era început cu niște ani înainte. Dar mă gândesc că cineva care muncește la un doctorat în domeniul ăsta vrea să-l și folosească. Am muncit mult. Studiul a fost pe securitatea cetățeanului, dar axată pe administrație publică locală și pe rolul autorităților locale în securitatea cetățeanului. Am scris despre județul Brașov. Deci studiul de caz a fost județul Brașov. Am abordat domenii ca sănătatea, transporturile și corupția în anii aceștia, și corupția, care noi am trăit-o cumva, ne-a afectat pe toți cumva la Brașov. Ați trăit-o, ați resimțit-o, v-a tăiat din aripi, v-a dat aripi? Sunt un exemplu viu a ceea ce s-a întâmplat la Brașov. N-aș face prea multe comentarii publice referitor deci la această nu. Temă. Deși am opiniile mele, voi publica și teza de doctorat într-o carte care va apărea în perioada următoare. Deci este o analiză foarte aprofundată asupra unor lucruri care s-au întâmplat în județul nostru, Brașov. Din și în domenii pe care eu le-am, în care am activat. Le-ați și studiat și le-ați studiat din perspectiva celui care a lucrat în aceste domenii, a răspuns de unele dintre ele, cel puțin cu accent pe sănătate și, cu accent pe omogenizarea dezvoltării județului Brașov, pentru că, vedeți dumneavoastră, s-au dezvoltat în ultimii ani, s-a dezvoltat Brașovul cu zona metropolitană, celelalte zone ale Brașovului ale județului Brașov au rămas, nu la pragul de subdezvoltare, dar am găsit la Făgăraș o situație care la care nu m-aș fi gândit, deși nu vă așteptați? Le văzuți pe toate, cumva. Da, dar nu atât de, nu atât de profund. Nu cunoșteam. Noi în activitatea pe care o desfășuram și la nivelul administrației locale, dar mai ales la nivelul partidului, nu aveam cunoștință de foarte multe. Deci cumva zicerea aceea, acum că tot răul spre bine, iată, se adeverește. Cred sau că da. Să nu dea Dumnezeu omului să ducă pe cât poate, că poate să ducă. Veți folosi, deci, doctoratul în securitate națională, cum sunt, dar deci nu se referă la apărare sau la zone de acest fel. Da, la securitate, concrete, sigur, dar la securitatea cetățeanului. Am înțeles. Ce urmează? Urmează aceste proiecte. Virgulă și mai departe, da? Da, de care v-am spus. Eu sunt o persoană consecventă. O să... Ce am spus și... Da, bine. V-ar plăcea să fiți în acest moment în postura de premier? Nu v-ar plăcea, sună așa. Ați face față în postura de premier? Da, asta nu pot să spun. Vă este... O priviți pe Viorica Dăncilă cu admirație sau cu compasiune în acest moment? Este într-o situație dificilă, Viorica Dăncilă. Ca femeie, ca premier, ca și context politic, care vi se pare cea mai dificilă dintre context ele? Context politic? Contextul politic. Șeful ăla care... Da, ce înseamnă să fii subaltern, șef și totuși subaltern. E așa? Mult mai bine să fii șeful tău. Să fii șeful tău. Vă simțiți șeful dumneavoastră da, în acest moment? Da, absolut. Nu aveți șef? Nu. Nu așa. Am înțeles, nici măcar domnișoara. Fica mea, da. Mamă de adolescent. Greu. Mai greu, parcă, decât... E mai greu. Am înțeles. Ce spune de implicarea dumneavoastră în aceste proiecte? De când sunt la Făgăraș, are o părere mai bună despre mine. Deci iată înainte... încă un punct câștigat. Da. Implicarea politică nu-i plăcea. Nu-i plăcea foarte mult. Înseamnă că trebuie să rămâneți cumva pe aproape în de zona modelul, administrativă. În zona administrației. Până la urmă, satisfacțiile cred că sunt foarte mari din zona asta și am văzut că foarte mulți politicieni care au succes în zona administrativă, primari îndeosebi, președinți de Consiliu Județ, cumva se delimitează așa de partid. Parcă e mai bine să... Partidul numai cât să te ajute să nu te încurce. Mulțumirile oamenilor și satisfacția pe care simți că
ce-o dau cei cărora le-ai rezolvat probleme este mult mai mare decât satisfacția pe care ți-o dă implicarea într-un partid politic. Mulțumesc frumos! Păi vă doresc sănătate, că ne apropiem de sărbători și sărbători fericite și un an cu multe realizări, pentru că sunt, văd că de bifat și ați promis că le bifați. Suntem cu ochii pe dumneavoastră. Nu suntem la Făgăraș, dar sunteți aproape totuși și ce se întâmplă în microregiunea de care spuneați, ce se întâmplă în zona sănătății, ca exemple de bună practică, pot fi, pentru unii poate înspăimântătoare, pentru cei mai mulți însă încurajatoare. Mulțumesc, Mariana Câjul. Mulțumesc. Să auzim de bine. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi la Mix Actual. Ne-am văzut pe Mix TV, ne-am auzit și pe Radio Brașov. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor.